Guvernul a stabilit regulile de circulație care se aplică în cazul trotinetelor electrice pe drumurile publice. Astfel, conducătorii de trotinete electrice vor avea reglementări similare bicicliștilor. Printre principalele reguli de circulație se numără obligativitatea de a circula numai pe pista pentru bicicletă atunci când aceasta există, fiind interzisă circulația pe trotuar. Ministerul Afacerilor Interne a informat că trotinetele electrice trebuie conduse numai pe un singur rând pe drumurile publice, iar conducătorii de trotinete electrice au obligația de a avea asupra lor actul de identitate. De asemenea, este menționată interdicția conducătorilor de trotinete de a circula cu acestea atunci când se află sub influența alcoolului ori a substanțelor psihoactive sau de a circula cu trotinetele electrice atunci când partea carosabilă este acoperită cu polei, gheață sau zăpadă. Totodată, este interzisă circulația cu trotineta electrică fără a menține contactul cu solul sau atunci când nu sunt respectate condițiile tehnice minime pe care trebuie să le îndeplinească. Spre deosebire de regulile stabilite pentru conducătorii de biciclete în cazul trotinetelor electrice, schimbarea direcției de mers se face prin deplasarea conducătorilor pe lângă acestea. Trotinetele electrice trebuie să fie dotate cu un sistem adecvat funcțional de direcție, respectiv cu un dispozitiv de frânare eficace și să fie dotate cu sistem de avertizare sonoră echipate pe timp de noapte sau când vizibilitatea este redusă cu lumini și cu cel puțin un dispozitiv fluorescent reflectorizant.